Salut și bine v-am regăsit! În prima jumătate a lunii august făceam un hands-on pentru cele mai noi pliabile de la Samsung, Galaxy Z Flip 4 și Galaxy Z Fold 4. Link-ul îl găsiți în descriere. Odată cu anunțarea lor, gigantul corean a adus în piață și noile smartwatch-uri, Galaxy Watch 5 și Galaxy Watch 5 Pro. Noi l-am primit în teste pe mezinul seriei Galaxy Watch 5, iar astăzi vă voi spune ce noutăți aduce, vă voi împărtăși din experiența mea cu el, căci îl port de mai bine de o săptămână, și totodată vă voi arăta cum puteți face plata cu ceasul la orice magazin cu POS. Să începem! Dar nu înainte de a te invita să te abonezi la acest canal de tehnologie și să turtești clopoțelul de notificări pentru a te asigura că nu ratezi niciunul din materialele postate de noi. Și gata cu acest intro! Avem treabă! La prima vedere, Galaxy Watch 5 amintește destul de mult de generația anterioară, Galaxy Watch 4, dar acest lucru nu e neapărat rău. Din moment ce Galaxy Watch 4 s-a bucurat de o popularitate destul de mare, iată că Samsung a decis să nu riște și să vină pe piață cu un device similar, cu ceva îmbunătățiri, acolo unde era cazul, păstrând tot ce a avut mai bun de oferit pentru vârful gamei Galaxy Watch 5 Pro. Mezinul generației vine în cutie însoțit de manualul de utilizare, garanția și un încărcător magnetic cu port USB-C de această dată. Bric nu găsim, însă nu-mi amintesc ca în ultimii ani să mai fi găsit unul în cutia unui ceas. Oricum, faptul că vine cu port USB-C înlesnește cumva lucrurile, căci îl vei putea încărca rapid, de exemplu, la laptop. Iar partea și mai faină este că se încarcă wireless, prin urmare nu depinzi neapărat de încărcătorul lui. Îl poți alimenta chiar și cu ajutorul unui telefon ce are încărcare reversibilă. Galaxy Watch 5 este disponibil pe două dimensiuni, 40 mm, varianta pentru damă, și 44 mm, varianta masculină. Sau, de ce nu, ar putea fi o versiune oversize pentru doamnele și domnișoarele ce preferă ceasurile de genul acesta. Modelul pe care eu l-am în teste este cel de 44 de mm și n-aș putea spune că am simțit în vreun moment că este prea mare pentru încheietura mâinii mele. Mie îmi plac ceasurile oversize, iar acesta este un smartwatch ce iese în evidență prin finețe și mult bun gust. Ceasul este disponibil în 3 variante de culoare, pentru fiecare dimensiune în parte. Modelul de 40 de mm poate fi găsit în nuanțele Silver, Graphite și Pink Gold, iar cel de 44 mm vine în variantele Graphite, Sapphire și Silver. Versiunea Sapphire, cea pe care eu o am la mână, este preferata mea. Iese ușor în evidență și poate fi asortată cu ușurință la diferite ținute casual, sport. Brățara din silicon este foarte confortabilă, plăcută la atingere, nu creează disconfort la portare, nu transpiră mâna și o poți schimba cu ușurință. La prima vedere, se observă că Watch 5 împrumută din simplitatea unui ceas clasic combinată cu rafinamentul unui accesoriu modern, complex. Nu ai multe elemente care să atragă atenția. Două butoane pe laterala dreaptă, care pot fi customizate după bunul plac. Între ele avem un microfon, iar pe laterala stângă avem difuzorul. Materialele premium și finisajele de excepție fac din Galaxy Watch 5 o alegere interesantă pentru cei ce sunt în căutarea unui accesoriu de genul acesta. Smartwatch-ul vine cu cadru din aluminiu, la fel ca și modelul predecesor, și acesta deține certificare IP68 de rezistență la apă, mai exact vorbim de adâncimi de până la 50 de metri. Ba chiar are și o funcție de blocare apă, care practic face ca ceasul să nu mai poată fi folosit. Prin apăsarea lungă a butonului Home se deblochează smartwatch-ul și se elimină apa din difuzor. Așadar, îl puteți folosi la piscină, de exemplu. Spre deosebire de Galaxy Watch 4, noul smartwatch vine cu partea inferioară puțin mai aplatizată, aspect ce plusează la capitolul confort, îmbunătățind totodată și citirea măsurătorilor dintre senzorii de pe spatele ceasului și piele. Este ușurel, cântărește 33,5 grame modelul pe 44 de mm și 28,7 grame cel pe 40 de mm. Eu l-am purtat și pe timpul nopții, fără să simt un disconfort. Display-ul tactil este un AMOLED superb cu funcția Always On, luminos, lizibil chiar și în lumina soarelui, iar informațiile afișate sunt foarte ușor de parcurs.
Față de generația anterioară care venea cu ecran Gorilla Glass, de această dată accesoriul Samsung este protejat cu safir, despre care știm că are o rezistență mult mai mare la zgârieturi față de sticlă, fiind depășit ca și rezistență doar de diamant. Fără să vreau, l-am atins de vreo două ori de perete, însă nu s-a întâmplat nimic. Este intact. Versiunea pe 44 de mm are o diagonală de 1,4 inch cu rezoluție 450x450 pixeli, în timp ce modelul pe 40 de mm vine cu o diagonală de 1,2 inch și rezoluție 396x396 pixeli. Partea faină este că se menține modul de scroll prin aplicații. Plimbând degetul pe marginea ecranului, vei putea naviga cu ușurință prin meniul intuitiv. La o glisare de sus în jos, se deschide panoul de setări rapide, de unde putem accesa setările, modul avion, nu deranjați, lanternă, blocarea ceasului în cazul în care intri în apă, luminozitatea, modul de economisire al bateriei, plus alte câteva opțiuni utile. La o glisare de jos în sus, se deschide meniul de aplicații, de unde putem accesa o mulțime de aplicații preinstalate, cum ar fi Google Maps, vreme, calendar, Spotify, notițe, cameră. Ai aplicația Samsung Health, de unde îți vei putea monitoriza atent activitatea fizică, somnul, plus alte câteva funcții interesante. Totodată, vei putea descărca aplicațiile de care ai nevoie din Google Play. Glisând din stânga în dreapta, accesezi notificările, iar la o glisare din dreapta înspre stânga se deschid 15 funcții pe care le poți schimba din aplicația Galaxy Wear. Și că tot veni vorba de aplicația de telefon, hai să detaliem puțin și aici. În aplicația Galaxy Wear vei găsi câteva opțiuni interesante. De aici vei putea configura smartwatch-ul după bunul plac. Poți seta ce informații vrei să vezi pe ceas, poți alege ceea ce îți place dintr-o mulțime de fețe de ceas, multe din ele gratuite, îți poți stabili cum să arate panoul rapid, din setări poți activa tot felul de funcții interesante, cum ar fi să răspunzi la telefon prin scuturarea brațului de două ori. În partea de sus, aplicația afișează și statusul bateriei și o estimare a timpului în care ceasul mai are jos. Însă pentru a te bucura de toate avantajele acestui smartwatch, va trebui să mai descarci pe telefon și aplicația Samsung Health, de unde poți gestiona o mulțime de opțiuni. Somn, activitate zilnică, pași, antrenamente, alimentație, puls, glicemie, tensiune arterială, compoziție corporală, nivelul oxigenului din sânge, o mulțime de măsurători, astfel încât să-ți poți atinge obiectivele legate de forma fizică, în același timp monitorizându-ți atent și sănătatea. Ceasul l-am testat cu două telefoane. Mai exact am folosit un telefon din același ecosistem, un Galaxy S22 Ultra și un Google Pixel 6 Pro. S-a conectat foarte ușor cu Pixel 6 Pro, însă clar experiența cu un terminal mobil din același ecosistem este mult mai bună. Felul în care lucrează două device-uri Samsung este la un alt nivel. De exemplu, funcția de EKG sau cea de măsurare a tensiunii arteriale funcționează doar cu un telefon Samsung. Și asta deoarece ești nevoit să descarci pe smartphone aplicația Samsung Health Monitor din Galaxy Store. În cazul în care folosești și alte dispozitive Samsung sau electrocasnice Samsung, poți folosi și aplicația SmartThings, hub-ul de control al dispozitivelor conectate la el, ce îți permite să le controlezi de la distanță. Aplicația o poți instala și pe ceas, astfel încât să-l poți folosi ca și telecomandă. Fun fact, dacă ești posesor de Tesla, ai posibilitatea să descarci aplicația Wear for Tesla, ce îți permite să-ți deschizi mașina folosind smartwatch-ul. Navigarea prin meniul ceasului este super rapidă. Ceasul vine la interior echipat cu un procesor Exynos W920 pe 5 nanometri, ce funcționează în tandem cu 1,5 GB de RAM și 16 GB memorie internă. Sistemul de operare Wear OS își face bine treaba. Totul lucrează cum trebuie, astfel încât să-ți ofere o experiență de utilizare cât mai bună. Poți prelua apelurile pe ceas fără probleme, desigur asta dacă nu te deranjează să vorbești la ceas și să-i vezi pe alții că se uită la tine de parcă ai fi vreun spion ceva. Ce mi s-a părut mie foarte interesant, mai departe de multitudinea de funcții de monitorizare, este faptul că poți face plăți cu ceasul, căci are NFC. Da, Galaxy Watch 5 ca și Watch 4 de altfel vin cu acest avantaj, ce îți permit să instalezi Google Wallet pe ceas pentru a face plățile într-un mod mult mai confortabil. Practic, te duci la magazin și nu mai stai să scoți cardul din portofel sau telefonul din buzunar, ci achiziți folosindu-te doar de ceas. Aplicația o descarci din Google Play, evident, trebuie să o aveți instalată și pe telefon, altfel nu funcționează.
Odată instalată pe ceas, aplicația își ia o parte din datele telefonului, doar că va trebui să adaugi manual cardul pe care vrei să-l folosești pentru plăți. Și mi se pare ok treaba asta. Poate nu vrei să folosești toate cardurile pe care le-ai introdus în aplicația Wallet a telefonului. Poți adăuga și o parolă astfel încât să eviți plățile accidentale și de aici lucrurile sunt foarte simple. Ajungi la casă cu cumpărăturile, selectezi cardul cu care vrei să faci plata, atingi de POS și asta e tot. Hai să-ți arăt cum au decurs plățile mele cu ceasul din această perioadă. Bateria ceasului este puțin mai mare față de cea a generației anterioare. Acum Galaxy Watch 5 primește o baterie de 410 mAh, cu 13% mai mare față de ce avea Galaxy Watch 4, ce asigură o autonomie de maxim 2 zile în funcție de cât de intens îl folosești. Testându-i diferite funcții, recunosc, eu nu am reușit să scot mai mult de o zi și jumătate autonomie. Partea bună este că se încarcă destul de repede. Cam o oră durează o încărcare completă de la 0 la 100%. Prețul smartwatch-ului pornește de la 1350 de lei în funcție de varianta aleasă și de magazin. Ca și o concluzie, Galaxy Watch 5 este un ceas complex cu o mulțime de funcții extrem de utile. Este precis, știe să măsoare tensiunea arterială, EKG, este ideal pentru o mulțime de sporturi și în plus poți face plata cu el. La autonomie, dacă s-ar mai lucra puțin, ar fi grozav. Și cam atât despre Samsung Galaxy Watch 5. Sper că v-a fost util acest material. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii, un like, un share apreciez, abonați-vă dacă încă nu ați făcut-o și până data viitoare, numai bine!